spune Sara, viața și moartea sunt cei mai buni prieteni ai omului, pe care el încă nu-i cunoaște. Viața credem că o stăpânim destul de bine, dar moartea este un mister total de care nici măcar nu vrem să vorbim. De ce? O să ne ajute astăzi să înțelegem acest lucru scriitorul, dramaturgul, prozatorul, actorul și prezentatorul TV, Constantin Cheianu. Bună seara și bine ați venit la noi! Salut Bună cu mare seara, drag! Bine v-am găsit! Mă bucur că am ajuns în această emisiune. Despre ultima dumneavoastră carte vreau să vorbim pentru început. Ultima amantă a lui Cioran, așa se intitulează. Este o carte care am reușit să citesc vreo 70% din ea. Nu am reușit să o citesc în întregime. Abordează oarecum subiecte care ne-am obișnuit de la dumneavoastră și în celelalte cărți. Și care, subiecte, de fapt, sunt tabu. Asta voiam să zic, tabu. Chiar dacă au trecut 27 de ani de la când suntem noi așa un stat independent, cum se speculează, totuși au rămas tabu. Acele subiecte cum ar fi violența domestică, sexul, alcoolul, pe alocuri drogurile. Cum se face că dumneavoastră sunteți altfel, că nu... că le abordați totuși. Adevărul este că chiar din tinerețe, din momentul în care am venit la Chișinău, mi-am dorit să găsesc aici o viață culturală și artistică ca și cea din marile capitale ale lumii, să citesc aici cărțile care se scriu în toată lumea. Deci să mă simt ca undeva în New York, Paris, Moscova, București sau... Pentru că apucasem să citesc literatura, apucasem să privesc televizorul. Astea mi-au dat o libertate și am vrut să... Credeam că la Chișinău găsesc aceleași lucruri. Pe urmă, odată cu trecerea anelor cât am făcut facultate aici, iarăși așteptam același lucru, nu se schimba nimic. Și la un moment dat te dedublezi, trăiești pe de-o parte o realitate, vezi niște lucruri, vezi un pseudo-arte, pseudo-cultură, pseudo-literatură, iar în paralel ai o cultură fantastică, universală. De parcă toți ăștia care ar trăi aici s-ar face că nu văd. Hai noi să scriem și să facem așa cum credem noi. Și las cheme și asta literatură și nu știu ce. Pe mine m-a neliniștit întotdeauna, ca să nu zic m-a indignat această dedublare de conștiință. Am vrut mereu să fim... autentici? Autentici, să fim în rând cu lumea, să avem aceleași standarde ca peste tot. Și asta am încercat de la primele mele exerciții literare, asta am încercat să mă sincronizez cu ce se scria și în America, și în Europa și peste tot. Asta era dorința, asta era visul, dar deja ce reușeam e o altă chestiune, pentru că e foarte greu să existi într-un mediu, într-o mlaștină, dar să descrii niște câmpii frumoase, niște munți fantastici, chiar dacă poate i-ai în imaginație, dar locul te marchează enorm de mult. Asta am încercat să fac și prima încercare, mi-au trebuit mulți ani până am scris prima carte care s-a chemat Totul despre mine. Acolo am încercat pentru prima dată, mai întâi, să spun lucrurilor pe nume despre toate subiectele care atunci tocmai le-am pentru prima dată condamnat, oarecum pus la zid de către oameni, pentru că i-ați încercat să-i criticați. Interesant că bine, lumea de la noi nu prea este obișnuită cu critica, nu este obișnuită să o bagi într-o carte și încă în plus să o terfelești oarecum. Mai ales că era vorba de profesorii din sat. De clasa asta în alta societate. Da, profesorii din sat, pe urmă profesorii de la facultate, pe urmă și elite de aici din Chișinău.
Mie mi se părea firesc să privești ironic toate astea. Mie mi se părea firesc să mă privesc pe mine ironic. Eu sunt autoironic peste tot, în tot ce am scris. Și ziceam că oriunde în lume aș fi înțeles. Aici nu eram, nu întotdeauna. Pentru că, din fericire, să zicem, această carte, Totul despre mine, s-a învrednicit de Premiul Uniunii Scriitorilor. M-am mirat, dar totuși mi l-au dat. Poate mulți dintre cei de acasă nu se înțeleagă despre ce vorbim. În acea carte, dumneavoastră, criticați profesorii de la școală, profesorii de la universitate, după care ei erau foarte mult timp supărați oarecum pe dumneavoastră de acest... V-ați năsprit relațiile sau v-ați înrăutățit relațiile? Da. Când mergeam în sat după asta, își fereau privirile de mine, nu prea vroiau să mă salute, am și auzit că au comentat nu tocmai bine. La fel s-a întâmplat cu profesorii de la facultate, mulți dintre ei au fost foarte dezamăgiți. Cum adică am putut să-i prezint în halul în care i-am prezentat? Și din punctul ăsta de vedere, mai mult cumva mi-am vizat și persoanele apropiate în carte. Aici chiar am avut un pic de scandal cu familia, n-am fost înțeles cum așa, de ce. Dar ați avut vreodată regrete? Poftim? Ați avut regrete vreodată din această cauză? Eu n-am avut regrete pentru că eu am vrut să sparg toate prejudecățile și taburile de aici, pentru că numai atunci începi să te dezvolți liber și să-ți pui în valoare tot ce ai când nu există prejudecăți, când nu există de-astea, îngustimea asta a minții și așa mai departe. Și eu vroiam să trec peste toate, cu prețul de a răni poate pe cineva, cu prețul de a mă expune pe mine, de a mă pune pe mine într-o lumină nu tocmai bună. Vroiam, aveam pornirea asta să cumva să schimb lucrurile, ceea ce persistă până acum în mine. Asta fac mereu și prin emisiuni și tot restul. Și într-un fel, știi, ai putea să-i și înțelegi uneori, pentru că, de pildă, mi-am vizat în această primă carte și prima soție. Da. Că, iar la un moment dat, peste ani, m-am întâlnit cu fiică mea și ei i-a plăcut cartea, după care a avut niște discuții cu maica și maica i-a spus cum de-a îndrăznit, cum de și-a bătut joc. Fiic mi-a încercat să-i explici. Ia ușor, vezi că e într-o cheie. Totuși, pentru multă lume, mă întreb oare cum aș fi reacționat eu dacă m-aș fi regăsit eu într-o carte, vizat, uite, într-o cheie așa sarcastică, oarecum umor. Ce ați găsit răspuns la întrebare? Eu cred că aș reacționa normal, pentru că eu admit că se pot spune lucruri ironice, chiar și ușor sarcastice despre mine. Și eu zic că e bine să nu ne punem limite, să nu facem din noi monumente. Numai așa se discuie mințile, se discuie perspectiva și numai așa evoluezi. Ori, cu cât mai multe taburi și de asta interdicții îți impui, cu atât stagnezi. Noi suntem provinciali, uite, până acum. Ziceai că lucrurile au rămas neschimbate. Într-adevăr, în 1987 sau 88 s-a făcut o emisiune la televiziunea sovietică și atunci s-a declarat că în Uniunea Sovietică nu există sex. Și de acolo a venit cartea Sex și Perestroika. Da. De parcă noi am fi ieșit din polen ori din tubercul, nu știu din ce. Și uite, și împotriva acestei mentalități și acestei percepții, mai ales că totuși această activitate umană care se numește sexul este totuși teribil de importantă pentru om. Teribil de importantă și e suficient să amintesc de ce a spus și cât a comentat în sensul ăsta Freud, care a spus că în fond undeva rădăcina noastră de acolo vine. Din ceea ce se cheamă sexualitate. Iar a noi... citit cineva dintre colegii mei cartea și a zis că vă aseamănă Freud de Moldova un pic. Așa? Da.
Admit, da, că aș putea fi catalogat în diferite moduri, dar asta și din cauza că numai eu mă ocup de aspectele astea și sunt interesante pentru toată lumea. După atâta timp, după mai multe cărți scrise, liberalismul ăsta de idei, lipsa asta de prejudecăți, vă mai condamnă lumea ca la început sau lumea deja și-a mai deschis orizonturile? Puțin s-a mai descuiat. Eu zic că un pic de progres s-a produs, un pic de mișcare, dar provincia ce înseamnă? Toate evoluțiile sunt încetinite. Noi ne mișcăm cu încetinitorul. Și partea proastă este că chiar dacă sunt niște minți luminate, împrăștiate prin această societate, ele nu societatea se adaptează după ele. Sunt oarecum umbrite ele de avalanșa. Ele trebuie să se adapteze la nivelul ăsta mediu, care este foarte jos, de fapt. Și atunci, eu cred că eu eram... alt om, aveam alt destin într-un alt context și într-o altă cultură. Și cred că era... mie îmi place mai tare acela decât îmi plac eu mie, cel de astăzi. Deși aici aș putea face, iată, această remarcă, mi-am dorit de mult, probabil la începuturile scrisului meu, să scriu o carte anume ca asta, în care să spun totul și să fie convingător artistic, pentru că celelalte două am mai putut să fiu... criticat niște... pentru anumite bariere. Lucruri. Sau s-a spus că poate prevalează biografismul asupra artisticului. Aici... E oarecum invers? Aici lucrurile sunt echilibrate. Ăsta este complimentul care mi-a plăcut cel mai mult, care l-au spus critici importanți de la noi deja, că... există deci, un echilibru între... Da, e... chiar dacă sunt... există niște elemente luate din viața ta, niște detalii, scene și așa mai departe, dar ele sunt retopite într-o magma asta artistică și totul este foarte convingător. Vreau să vorbim acum despre carte. De unde e ideea? Ideea, de fapt, ideile toate care sunt în cartea asta, eu mi-am dorit să le dezbat încă din tinerețea mea, pentru că atunci am avut prima dată șocul ăsta al morții, al faptului că vom dispărea. Da, la 20 noi și ceva de ani. Noi trecem ușor peste asta. Asta e. Unii dintre noi sunt atât de marcați de asta că știi, te blochezi pentru mulți ani și începi să te gândești foarte mult la asta. Pentru că ne-a fost dat spiritul ăsta, care el pare să fie etern. Noi, mintea, spiritul nostru, el ar putea exista în infinit. De ce a fost băgat într-o bucată de carne care se strică? Și spiritul nostru trebuie să fie condamnat să moară împreună cu carnea asta. Este o totală aberație, aberant. Și... asta mereu m-a neliniștit, m-a marcat, m-a deprimat și am vrut, dar uneori lucrurile astea care te deprimă te descarci când scrii despre ele, când le vorbești, n-am stat foarte bine cu psihanaliza niciodată în Moldova, psihanaliștii abia au început să apară acum în ultimul timp. Eu mi-am ajutat cu scrisul și uite, prin cartea asta, acum mi-am răspuns la foarte multe din întrebările astea legate de viață, moarte, sinucidere, dragoste, sex, care existau așa într-o formă cum neordonată, haotică în mine. Aveam setea asta să mă lămuresc, să mă înțeleg pe mine în primul rând, dar atunci când scrii o carte, tu te expui în fața altora, deci trebuie să fie o carte nu numai interesantă pentru tine, ci și pentru alții. Și asta cred că s-a întâmplat de data asta, că eu am reușit, sunt mulțumit că m-am explicat, m-am redat pe mine însumi și totodată i-am provocat și pe oameni să se gândească la toate astea. Lucrul care mă încântă cel mai tare este să aud când spune cineva care a citit cartea că m-a pus pe gânduri și așa m-a îndurerat și m-a întristat și m-a... E cea mai mare apreciere. În acea carte, în opinia mea, toate
problemelor sau regăsire pe parcursul vieții acelui personaj au venit sau se trag încă din momentul copilăriei. Din acele scene de violență pe care le-au trăit sau le mai trăiesc încă o bună parte din copiii țării noastre și nu numai. Astăzi e și mai pronunțat momentul ăsta. Atunci se întâmpla în copilăria mea realitatea care o descriu eu acolo într-un... Asta vrem să... Oarecum se aseamănă cu realitatea pe care ați trăit-o chiar dumneavoastră? Ba da. Din nefericire, da. În mahalaua în care locuiam, așa cum scriu în carte, deci nu era casă în care să nu fie bătută soția. Și în unele case mai rar, în altele mai des, inclusiv în a mea. Și din acest lucru se făcea și un fel de spectacol, așa descrieți acolo. Întotdeauna când e scandal, atrag privire. Dar acum parcă lumea e mai conștientă, parcă acum ar sta să apeleze undeva la un organ de drept, atunci nu se întâmplă acest lucru. Și în ce măsură v-a afectat pe parcursul vieții acele scene de violență? Nu se apela, pentru că exista prejudecata asta că femeia trebuie să rabde, că așa e în familie și că bărbatul este stăpânul casei și el trebuie să-și impună punctul de vedere. Doar când erau bătăi crâncine și se ajungea la traume rele, se declara la miliție. Dar exista prejudecata asta și venită de secole, că ea trebuie să rabde. Din cauza asta vreau să spun că familia m-a format pe mine ca pe un om foarte pornit împotriva nedreptății și foarte pornit împotriva bărbaților. Nu aș putea spune că am prieteni bărbați. Nu m-am simțit... Dar nici prietene femei nu aveți. Păi asta spun, eu m-am simțit întotdeauna mai bine cu femeile. Uh-huh. Și pentru că le-am considerat încă de atunci din copilărie victime și eram întotdeauna, știu că am fost de partea victimelor. Pe urmă, în timp, dacă a mai apărut și elementul ăsta al erotismului, a fost un impuls în plus ca să fiu cât mai aproape de ele prin ele să cunosc mai bine lumea sau vreau, eu spun în carte la un moment dat că unii adună biblioteci, cărți de biblioteci, alții femei. O femeie, să cunoști o femeie, este la fel cum ai citi o carte bună. E adevărat că sunt cărți și bune și proaste și cu femeile e la fel. Ne mai vorbim de bărbați. Deci eu, prin experiențele trăite cu femeile, am cunoscut enorm de mult. Cărțile și femeile, iată cine m-a învățat pe mine tot ce știu și tot ce sunt. Iar totuși ați găsit răspuns la întrebarea ce macină mințile multor bărbați, ce vor femeile sau încă nu? Ce vor femeile? Da. Mie mi se pare că este una din întrebările care este frumoasă în sine. Și, întrebare retorică? Da, și orice răspuns o compromite. Este foarte bine să rămânem la nivelul ăsta al întrebării, la starea asta de mister, pentru că e ceva natura femeii și natura relațiilor dintre bărbați și femei, ceva ce ține de domeniul artei, a literaturii, care ia naștere nu din creier și nu din inimă, dar dintr-un aliaj. E amestecat cu privire, cu fluizi, cu chimie, cu tot ce vrei. Și așa cum nu poți să răspunzi la întrebarea care-i sensul vieții și nici nu e cazul să răspunzi, cei mai mulți zic sensul vieții este viața însăși. Asta este și aici. Eu nu m-aș apuca să dau răspunsuri, pentru că toate răspunsurile ar trunchia, ar simplifica, ar reduce femeia la ceva ce nu e bine să o reducem. Despre o temă altă, oarecum bizară, ați abordat în carte, motivul sinuciderei. Da. Este oarecum această teamă pe care o simțim de a ne duce în neființă?
o cale, o punte spre a deveni mai buni, spre a ne perfecționa într-un anumit domeniu? Deci, atunci în tinerețe, când am avut acest șoc al morții, deodată mi s-a părut deșartă viața, nu mai are rost, dacă oricum, oricât ai trăit și oricum ai trăit, după asta o să fie anulat. Cum să dăruiești, să te dăruiești dacă vei fi anihilat, vei dispărea? Și atunci, logic, vine următorul pas, zici, eu nu vreau să trec prin toate astea, eu nu vreau să ajung în fața morții sau să aștept ca un condamnat, pentru că noi, într-un fel, destinul nostru este a unor condamnați, numai că condamnarea este cu o condamnare amânată. Pentru cineva e așa o banalitate să vorbească despre asta. Pentru mine e o tragedie, a fost mereu o tragedie, să mă gândesc că toate se vor face în praf. Noi cu dumneata vom deveni cândva cenușă. Nu pot suporta gândul ăsta. Și atunci, ca o concluzie, vine ideea asta a sinuciderii. Cartea se numește Ultima amantă a lui Cioran, iar Cioranul a fost unul din, cum zic eu, apologeții, apostolii sinucidere. El a scris toată viața despre asta, nu a îndrăznit să se sinucidă. Adevărul este că unii care au citit cartea au comis făcut acest pas, uh-huh, și uneori jurnaliștii sau cei care l-au întrebat pe Cioran l-au făcut pe el vinovat, cu uite, el a promovat asta, a propagat ideea asta, el a zis că nici de cum eu am făcut metafore despre filozofie, nu luați filozofia drept mod de acțiune neapărat. Da, domnul Chianu, eu vă mulțumesc pentru răspunsuri atât de ample și desfășurate. Noi continuăm discuția după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit și probabil cu atâtea discuții despre această carte o să îi intrigăm foarte mult pe cei de acasă. Eu sunt primul care îmi doresc lucrul ăsta. Da, cu siguranță așa se va întâmpla. Eu cel puțin când am ascultat recenziile unora care au fost la cea lansare de carte, m-a intrigat să o citesc și eu. Cât de mult vă regăsiți în personaj? Probabil toți vă întreabă asta. Foarte mult. Apropo de cei care au vorbit la lansare, colegul, scriitorul și criticul Vitale Ciobanu, el a scris pe coperta cărții la un moment dat că Chianu pur și simplu a îmbrăcat un short și o bonetă de bucătar și joacă rolul de bucătar, dar cumva rămâne el acolo. Adevărul este că am încercat să găsesc un mijloc de aur. Da, exact. Să mă pot exprima și descoperi, cerceta pe mine însumi, totodată să mă camuflez. Dar bucătarul nu-i numai pentru asta, e un personaj în carte, mai bine zis, nu-i personaj, dar e un scriitor și un bucătar celebru care l-am îndrăgit foarte mult, un american, da. Anthony Bourdain, zice, care e și scriitor și bucătar genial. Și da, am văzut toate filmele lui, serialele lui. Și s-a întâmplat vara trecută, în iunie. Era un om frumos, deștept, sclipitor. Carismatic, așa se Carismatic, da. Absolut. Ziceai că omul ăsta are tot, n-are nevoie de nimic și o să trăiască o viață lungă. Și în Franța, deodată, o știre că el s-a sinucis. Asta v-a marcat?
ăsta a fost impulsul, pentru că iarăși obsesia mea s-a întâlnit cu un om pe care îl îndrăgeam și care nu credeam că este în stare. Deci, știi, s-au ciocnit două lucruri din care a ieșit o scânteie, ca două cremene. Și am zis că personajul trebuie să fie ca el, bucătar. Și am început să mă documentez, pentru că evident, nu am talent. Sunteți foarte inițiat acolo în arta bucătărie, niște detalii. Sunt foarte fericit când mi se face complimentul ăsta. Deci înseamnă că am jucat bine. Adevărul este că m-am consiliat, m-am consultat. Da, asta avem cu cine? Bucătar, șef de la noi, cu, din străinătate, exact, cărți? Am un coleg la televiziunea noastră, îi zice Traian Stoianov, care a făcut cu 3 ani în urmă făceau emisiuni la noi, după care 3 ani a mers în Germania, a lucrat la un restaurant acolo, a cunoscut bucătăria de acolo și eu am început de vara trecută să-i scriu încolo, să-i cer sfaturi, să mă consult, după care el îmi spune, da, eu am să vin în Moldova, te consult acolo. Și, povestesc. Și tot ce m-a interesat, l-am întrebat. Pe de altă parte, trebuia să știi ce întrebi și ce iei din asta și ce faci cu asta. Aici aș putea să mă declar mulțumit că am știut ce să aleg și cum să pun bucatele astea pe masă, adică în carte. Și acum eu aș asculta cu mare atenție ce ar zice chiar niște bucătari profesioniști apropo de ce scriu eu. Dar cred că n-ar avea mare obiecții. N-ar avea nimic de comentat, s-ar regăsi fapt, cu siguranță. Da, m-am inspirat din la un profesionist. Da. Da, de la un profesionist. Acum să trecem la viața dumneavoastră dincolo de cărți. Viața personală. Așa. Foarte mulți sunt curioși să afle detalii neștiute din ea. Eu vă asemăn din mai multe cărți care le-am citit cu un fel de Casanova de Moldova. Pe lângă faptul că el este un afemeat în percepția foarte, la multor oameni și un Don Juan, să zicem așa, el este un om foarte erudit, un om al literelor. Și așa puteți și dumneavoastră, le combinați pe cele două de minune. Cum viața dumneavoastră? Ați avut foarte multe relații, aveți o relație specială cu femeile. Da. Cum a început totul? Despre prima dumneavoastră căsnicie sau căsnicia dumneavoastră? Adevărul este că din acea familie despre care îți spuneam, eu am ieșit traumat, un om cu multiple frustrări și traume și complexe și un om care crede că nu poate fi iubit. Și atunci prima persoană care își manifestă simpatia și dragostea, o accepți și mergi ori după aia, nu te mai gândești ce trăiești tu. Că v-ați însurat cu prima femeie care v-a ieșit în cale și care v-a dat o doză de mică de iubire? Exact. Da? Deci la facultate am văzut-o chiar în primele zile, încă nici nu eram la facultate, erau abia examenele. Și bine, era vorba de o orășancă citită, erudită, da, asta iarăși îmi plăcea foarte mult. Și când și-a manifestat semnele astea de simpatie, de atenție, m-a cucerit, nu m-am mai gândit ce trăiesc eu cu adevărat, cât de profund este ceea ce trăiesc. Și am mers, dar deja se apropia, practic, nunta și deja simțeam că... Că nu este, nu este ceva în ce vă regăsit. Trebuia să opresc totul. Așa zic, și pe de o parte, dar pe de altă parte zic, dar dacă opream, puteam să nu mai am o fiică pe lume. Este unica fată care o am, unicul copil. Și după care, evident, n-am vrut să duc o viață dublă în familie. M-am despărțit și ca după asta... Ați zis undeva că ați început oarecum să duceți o viață dublă, pentru că femeia care v-a marcat cel mai mult în viața dumneavoastră a fost acea femeie pentru care v-ați părăsit familia. Așa ați spus. Asta s-a întâmplat deja, nu uita că am fost căsătorit și a doua oară. Da. Asta se întâmpla după a doua căsnicie. Uh-huh. Din a doua căsnicie m-a scos această femeie fatală.
femeie fatală, da? Și adevărul este că la un moment dat, după ce s-a produs acel prim divorț, eu eram total cumva rătăcit și mai întâi că nu-mi cunoșteam nici măcar propria sexualitate. Am fost amândoi cu nevastă-mea, doi neîndemânate și doi neinițiați, nu cunoșteam atâtea lucruri, nu? Și a fost o teroare, nu o experiență erotică adevărată. Abia după asta am început să cunosc adevăratul erotism și am început să m-am descoperit ca un om care îndrăgește enorm de mult asta și pe care îl îmbogățește enorm de mult experiența asta a relațiilor cu femei. Asta cuprinzând totul, nu neapărat numai erotismul. Ori prin erotism cunoști niște lucruri foarte, foarte importante, foarte delicate și esențiale despre om, despre ea, despre tine și despre oamenii în general. Cu ele... Da, unii poate v-ar contrazice, unii ar zice că poți cunoaște întregul fenomen al erotismului cu o singură femeie. Absolut de acord și e perfect valabil. Eu numai vreau să spun că nu trebuie să existe un model pentru noi toți. Suntem foarte diferiți. Uite că se întâmplă și cu familia, ce criză se întâmplă, ce transformări, ce gen de coabitare între soț și soție există. E într-o profundă așa schimbare și eu zic că trebuie să ne alegem fiecare modelul cel mai potrivit, cel mai care îi permite și unuia și celuilalt să se simtă perfect. Liber și să se dezvolte într-o exact, relație. Exact, să crească, să se stimuleze unul pe altul. Bine, în cele mai dese cazuri, familia tradițională, așa care o știm noi, e o formulă bună, ea oferă foarte mult. Dacă ai norocul să întâlnești omul potrivit, dacă ai avut norocul să crești într-o familie în care ai fost înconjurat de dragoste, îți este mai ușor să găsești omul potrivit, pentru că a trăi exercițiul ăsta al dragostei în copilărie, a simți iubirea părinților față de tine, crește în tine însuți acest organ al iubirii, ca să zic așa, pentru că nu ne naștem cu el. Dintre da, mamă. Da. Uh-huh. Și atunci în viață o să cauți asta și o să poți dărui asta și o să găsești asta. Familiile traumate, familiile avariate produc numai oameni care găsesc tot felul de alte formule mai firești, mai nefirești, mai potrivite. Eu sunt un fel de, cum să spun, un fel de victimă a acestei situații, pentru că lipsa unui model adevărat de familie, lipsa unui sentiment profund a părinților față de mine, m-a făcut cumva în viață să mă însingurez. Uh-huh. Pentru că ce înseamnă familia? Înseamnă să înveți a te alimenta din celălalt, a te îmbogăți de la celălalt. Dacă nu ai un astfel de model, dacă nu vezi cum tatăl și mama își dăruiesc unul altuia, dragoste, se simt foarte bine unul cu altul, îi vezi înflorind, dacă nu ai modelul ăsta, involuntar, ai să repeți ce ai văzut, ai să repeți în viața ta. Și de multe ori, uite, am cunoscut de multe ori situația asta cu fete care au crescut în familii în care existau violențe și existau un tată violent. Uh-huh. Și ele ca și cum și-au dorit întotdeauna un bărbat. Un bărbat. Nu, ele nu și-au dorit violență, dar fiindcă tatăl
lor nu le-a prea iubit, iar ele se vroiau iubite anume de el, ele caută unul exact ca el, tată, ca să fie îndrăgite. Da, și își iau de multe ori niște inși ca și tații lor și le ajung la aceeași situație. Tot de autoritar, da. Da, este exact. Un fenomen... Parcă te ferești de asta, dar dai anume peste asta. Da, nu sunteți totuși un adept al căsătoriilor, cel puțin acum sau cel puțin din ce am citit? Al căsătoriilor? Da. Cum? Nu, eu știi, consider că în orice moment m-aș putea îndrăgosti și m-aș căsători fără probleme. Dar atunci personajul dumneavoastră, că așa cum i-am confundat. Da, e vorba de personaj oarecum, pentru că totuși nu mă confund în totalitate cu el, că nu-s bucătar, nu am stat la spital narcologic. El a crescut singur în familie, eu am o soră și așa mai departe. Sunt mai multe aspecte diferite. Da. Totuși, bine, sunteți un adept al căsătorilor și totuși, ca și acel Casanova, găsiți acea femeie care să vă pună la casa dumneavoastră sau care să vă vină de hack, cum se zice. Încă o căutați. Și știi că s-ar putea întâmpla să repet experiența amare, pentru că odată cu anii devii disperat când îmbătrânești și atunci devii mai vulnerabil. E foarte ușor să fii înhățat sau cum să spun eu... Să te complaci în ceva care nu te... Da, te sau să cedezi foarte ușor. Dacă să ajung la starea la care mi-am început viața, știi, a fost suficient că plac cuiva. Cu anii ajuns la o anumită vârstă, faptul că o tinerică poate să te placă, poate să te amețească și nu te mai gândești cum e ea, ce-i cu ea, ce fel de om e ea, te duci, orbește după ea. Se poate întâmpla și așa ceva. Da, vreau să întreb, prima căsătorie ziceați că a ieșuat din cauza lipsei de experiență totală în toate domeniile ei. A doua căsătorie, de ce a ieșuat? Pentru că, uite, prima căsătorie, m-am căsătorit cu capul, aș putea spune. Mm-hmm. Am zis că așa e bine, iată, omul care ține la mine. Nu contează ce simt eu, contează ce simt ea și mie îmi place foarte tare. Nu exista, în genere, dimensiunea erotică nu exista, nu mă gândeam deloc la asta. Și nu, în genere, până la căsnicii, chiar actul erotic mi se părea oarecum ceva brutal, urât. A doua s-a întâmplat cu totul pe dos. Aici nu a mai existat cap, a existat cu totul altceva. Doar asta a fost, doar eroticul a fost motivația. Eram subjugat erotic de persoană și nu... Eu vroiam să conviețuim, pur și simplu. Mi s-a pus condiția că ori. Și fiindcă eram cumva legat cu lanțul de erotic de persoană, în cauză am mers la asta. Ca la un moment dat pe erotic, într-un caz pe cap nu se poate ține o căsnicie și doar pe erotic tot nu se poate trebuie ține. Să existe acel mijloc de aur de care trebuie vorbeam. Trebuie să existe cele trei elemente, și inima, și capul, și erotismul. Și erotismul. Mm-hmm. Da, atunci când astea trei se potrivesc, ne putem declara oameni fericiți, da? Absolut. Mm-hmm. E aproape ideal. Mai rămâne ca timpul, timpul înseamnă foarte mult pentru că totul se uzează în timp și sentiment și dar dacă știi să treci peste sunt etapele astea ale căsniciei. Eu acum, cum ai zis tu, Casanova, încep să vorbesc despre familie și despre căsnicii, dar din ceea ce am observat eu,
orice căsnicie trece prin câteva multe cicluri, da, și prin câteva crize. Dacă depășești crizele astea, am văzut familii fericite din astea care trec peste crizele astea, și când care pare că totul e sfârșit, că nu mai are rost, și multe se rup, dar dacă nu s-ar fi rupt, puteau să existe și foarte bine în continuare. Deci dacă treci, uite, peste asta, că se acumulează și oboseală și plictiseală și tot ce vrei, știi cum să reînvii totul. Căsnicia totuși este o muncă, muncă continuă, muncă asiduă. Și asta-i, da, asta-i. Ca orice altă relație, de fapt. Prietenia, simpla prietenie între este, bărbați, da, între femei, e o muncă enormă, trebuie să te consumi, să te dărui. Nu e nimic de la sine. Poate pe mine m-a speriat și ideea asta cu, uite, trebuie să muncești, mă angajez, trebuie, da, trebuie să te dăruiești cu adevărat, da, trebuie să te... Și poate am ceva în mine din esența asta de greieraș care, uh-huh, sare de pe o... Doamna Cheanu, nu în ultimul rând vreau să vă întreb despre relația dumneavoastră atipică, din nou, cu fiica dumneavoastră. Da. Citisem undeva că aveți o relație cu totul și cu totul specială, cel puțin așa mi-am închipuit eu, discutați subiecte pe care nici unele mame oarecum n-ar putea să le discute cu fiicele. Exact. Sunteți o relație foarte deschisă. Cum s-a știi format? Ce s-a întâmplat? Da. Eu a trebuit, când am divorțat și am plecat din familie, fosta mea soție s-a căsătorit foarte repede. Și moravurile, știi că sunt marcate uneori de prejudecăți și, da, de mentalități de astea vechi, de pildă prejudecata că nu trebuie să-și vadă tatăl vechi, să se obișnuiască cu asta. Da, că acum are un tată nou, probabil. A trebuit să ducă o luptă nebună pentru, doar pentru a o vedea. Nu mi s-a permis. Și atunci relația și atunci a avut de suferit. A intervenit o pauză. În perioada asta ea a crescut, s-a maturizat și ne-am întâlnit peste ani. Ea a dorit să mă găsească. Ne-am întâlnit peste ani și știi ce s-a întâmplat? Atunci când crești copilul, se produce legătura asta afectivă, se produce sentiment, toată gama asta de trăiri față de un copil. Când nu ai acel contact zilnic, da, sau... și mulți ani și te întâlnești cu copilul tău, dacă aveți o compatibilitate intelectuală, spirituală, vă faceți niște mari prieteni. Și așa s-a întâmplat. Asta în cazul s-a întâmplat nouă. Dacă aș fi trăit împreună cu ea, aș fi crescut-o, nu cred că aș fi putut asculta ușor toate mărturisirile care mi le face, tot așa cum și ea nu ar fi ascultat ușor mărturisirile care le fac. Îmi pare rău că folosesc un cuvânt rusesc, dar ceea ce se cheamă padruște. Deci asta suntem și ne spunem toate secretele și e ceva foarte firesc. Presupun că multă lume e îngrozită când aude de așa ceva. Nouă ne ajută enorm de mult lucrul ăsta, să știm că e cineva. În plus că mie uneori mie și jenă că ajung să cer sfaturi de la ea. E, totuși, câți ani are fiica dumneavoastră? 38. 38 de ani. Ați făcut-o la o vârstă extrem de, da, tinerie, pentru că tatăl meu este dintr-un an cu dumneavoastră, dar 20 eu de ani și 23. Jumătate. 20 de ani și jumătate. 20 de ani, student copil, fiind, da, am crescut-o susținând examene. Nu a fost deloc ușor, cu nopți nedormite. Era un copil care nu dormea nopțile. Și, eu, cei câțiva ani cât am stat împreună, am simțit... și atunci, apropo de Pelincuțe și doamna Valentina, uh-huh, Buliga, atunci chiar spălam pele în cuț și curățam spilincuț. Da. Ei, acum nu dormiți nopțile pentru că aveți discuții interesante cu ea și asta, ba, e, da, foarte frumos. Ba, da. Eu vă mulțumesc, domnul Cheanu, pentru discuția sinceră și frumoasă. Am intrat așa oarecum în intimitățile și dumneavoastră. Și mulțumesc că m-ai discutat foarte bine. Mulțumesc și eu. Eu vă doresc o seară frumoasă în continuare și nu uitați, dacă aveți o poveste de viață interesantă, scrieți-ne pe pagina noastră de Facebook, Iubește Viața la TV8. La revedere!